Prezent la Jibou pentru a vizita grădina botanică, Vasile Fati, comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloș, a recunoscut că, deși are origini în județul Sălaj, în localitatea Pericei, mai exact, nu a fost niciodată în vizită la grădina botanică. Și-a amintit însă că primii săi pești pentru acvariu au provenit tocmai de aici. Vizita comisarului vine ca urmare a unei invitații lansate de directorul Centrului de Cercetări Biologice din Jibou, Cosmin Sicora, fost coleg de facultate cu Dacian Cioloș. Comisarul european a vizitat serele, a admirat plantele, dar și acvariile cu pești. Și aveam intenția de mai mult vreme să vin la Jibou, dar știți cum e, fiind foarte aproape de mine, am tot zis, las că asta văd data viitoare. Și de data asta, și după o discuție pe care am avut-o cu domnul director în urmă cu câteva săptămâni, lună și ceva, două luni, prin intermediul domnului Basarabescu de la Radio România, am folosit ocazia prezenței mele aici ca să vin să văd grădina botanică de aici, centrul de cercetări, și mai ales să văd cum putem impulsiona ceea ce a început grădina botanică de aici legat de prezervarea și de punerea în valoare a biodiversității locale. În cadrul întâlnirii de astăzi, directorul Centrului de Cercetări Biologice din Jibou, împreună cu Dacian Cioloș, au încercat să identifice o sursă de finanțare pentru un proiect al Centrului de Cercetări. Comisarul a avut doar cuvinte de laudă cu privire la inițiativa directorului Cosmin Sicora de a proteja anumite soiuri tradiționale de pom din Sălaj. Mi se pare o inițiativă foarte bună, pentru că de obicei sau de multe ori astfel de centre de cercetare lucrează într-un sistem închis, axate doar pe probleme de cercetare fundamentală internă și mai puțin integrate, să spun, în mediu. Și asta mi s-a părut extraordinar, că cei de aici, de la centru, și-au dat seama de valoarea care poate să existe în jurul lor, în comunele de aici, din județ și din județele din jur, în pomicultură. Sper să nu vă opriți doar la pomicultură. Și mi se pare un lucru important, pentru că eu cred că dezvoltarea modernă, ca să spunem, a sectorului pomicol, pentru că despre asta vorbim acum, dezvoltarea modernă a sectorului pomicol se poate face și punând în valoare tradiția. Chiar dacă vizita comisarului european pentru agricultură la Jibou a fost una foarte scurtă, Dacian Cioloș a plecat plăcut impresionat de bogăția grădinii botanice, care, deși e situată într-un oraș mic, poate concura cu succes cu celelalte grădini botanice din țară.